Te-ai gândit vreodată că iubirea ar putea să fie legătura tainică între toate lucrurile, văzute și nevăzute? Că dragostea nu e doar un sentiment pasager, ci dita mai misterul cosmic, indescifrabil pentru limbajul matematicilor? Ai trăit și tu oare experiența aceea inefabilă, febrilă, prin care cineva aparent străin îți devine intim, chiar familiar? Ai fost și tu ispitit după o asemenea experiență să renunți, pentru că eșecul este atât de ușor, să renunți la promisiunea amorului etern? Ai fost dezamăgit sau decepționată de contrastul între imaginea virtuală care ai dat like și realitatea nemijlocită, întrupată? Poate că deziluziile iubirii digitale sunt chiar prefața unei veritabile aventuri sentimentale care să și dăinuie. Cartea noastră, Eros, Logos și Agape, e scrisă într-un stil îndrăzneț și ne cheamă să redescoperim suferința ca pe o imensă pedagogie a iubirii, o iubire care presupune o dublă alegere, alegerea unului pe de-o parte și renunțarea la multiplul disipant și centrifug. Smuls din vertijul propriilor mele căderi sau neputințe, m-am întrebat asupra impotenței spirituale a omului recent care este obsedat de sex, dar înstrăinat de sacru. Și ce am descoperit? Că marea trecere, Pesah, dinspre Eros către Agape, presupune asumarea a unui logos răstignit. Cum? Prin respectarea cuvântului dat, dar și reîmprospătarea legământului dintâi. Cum să iubim? Eros, Logos și Agape nu oferă niște rețete facile în acest sens și nici măcar niște sfaturi banale, ci indică mai curând orizontul, unul teologic, desigur, al însoțirii fericite. Ai curajul să înfrunți o lectură adevărată a iubirii? Te invit la adresa shop.marilecărți.ro pentru o lectură inteligentă a vieții tale interioare.